Cristina îi se confesa mai devreme doamnei Daniela afară pe terasă, spunându-i că s-a gândit că în afara casei viața este stresantă, dar nu se aștepta nici de cum ca aici să fie atât de mult stres. Îi spunea doamnei Daniela că a avut cea mai stresantă perioadă din viața ei de când este aici în casă și asta și datorită faptului că ea ține foarte mult în ea și nu spune tot ce simte și stările prin care trece. Și mă gândesc că mai ales în ultima perioadă de când a fost eliminat Alexandru din competiție, stresul a fost foarte mare pentru ea, a trecut și prin diverse stări datorită faptului că Alexandru i-a dat anumite informații din exterior și a spus să aibă grijă la prietenii și în special la Antonia și Cristian, după cum vă amintiți. Așa că, din acest motiv, cred că a și fost destul de dificil pentru ea, pentru că am observat că în ultima perioadă stă mai mult timp, petrece mai mult timp și cu celelalte fete din casă, cu care nu era atât de apropiată înainte, nu doar cu Maria și cu Antonia, ba, din potrivă, am văzut-o mai mult timp petrecând cu Elena, Delia, Laura și așa mai departe, deci... Nici ea nu cred că mai prea crede în prieteniile astea făcute aici în casă, așa cum spunea și mai demult, dacă bine mi-amintesc.